În vara acestui an a fost semnat un acord de colaborare între Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, care prevede procurarea de echipament medical performant pentru prevenirea cancerului de col uterin din Republica Moldova. Facem acum legătură prin Skype cu Ana Rizescu, șef al Serviciului Programe de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, care ne așteaptă cu mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! La ce etapă este acest proiect acum? În momentul de față, de fapt o să vă povestesc un pic poate și cum a început, da. dacă îmi permiteți. Sigur. Pentru că este prima colaborare și agenția ROAID a fost înființată anul acesta. Este primul an în care România are o agenție de cooperare internațională pentru dezvoltare. Suntem donatori din anul 2007, dar agenția a fost înființată anul acesta. Și pentru noi este foarte important să cunoaștem partenerii și să lucrăm cât mai aproape cu ei. Ne-a bucurat vizita reprezentanților UNFPA din Moldova în luna martie, moment în care am identificat acest proiect mai larg pe care ei îl au, deci împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cu ajutorul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Este un proiect mai amplu, 2017-2020. Reprezentanții UNFPA Moldova au solicitat sprijin pentru procurarea de echipamente medicale, moment în care noi, ca agenție, identificând această nevoie, având o oarecare flexibilitate în primul an de funcționare, am ajustat planul nostru anual și am inclus și această contribuție. Deci în luna aprilie a avut loc demararea discuțiilor și identificarea acestei nevoi, am făcut această contribuție de $21.000, care sunt transferați deja către UNFPA Moldova. În momentul acesta ei au demarat procedura de a procura echipamentul medical performant pentru prevenirea cancerului de col uterin, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme. Da, suntem interesați la ce etapă se află și care vor fi instituțiile care vor beneficia de acest echipament. Sigur că da. Deci în momentul de față a fost comandat echipamentul medical. Este vorba de microscoape de laborator și accesorii pentru microscoape. Acestea vor fi utilizate în scopul examinării frotiurilor citologice. Și de asemenea e vorba de stimulatoare ginecologice pentru demonstrarea și practicarea diverselor proceduri. Acestea vor fi utilizate pentru formarea abilităților practice de examinare a colului uterin și de prelevare a frotiului citologic. În acest sens, fiind vorba despre o îmbunătățire a capacității, instituțiile medicale și cele de învățământ medical din Republica Moldova, care vor beneficia de echipamentul procurat, sunt următoarele. Laboratorul citologic al Centrului Republican de Diagnosticare Medicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețianu, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacolo și alte 4 colegii de profil din țară. De asemenea, Centrul de Educație Medicală Continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii. Acestea sunt instituțiile care vor beneficia de pe urma procurării acestui echipament medical. Până în ce an vor fi procurate echipamentele? Sunt în momentul de față în curs de procurare, dar procesul de achiziție va fi finalizat la începutul anului 2019. Deci putem reveni în 2019 cu mai multe detalii despre utilizarea echipamentului. Deci în scurt timp, cei de aici se vor putea bucura de această tehnologie. Mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că v-ați început dimineața cu noi și desigur pentru acest proiect frumos. Vă mulțumim și noi. Sperăm să păstrăm legătura. Moldova este una dintre țările prioritare pentru ROAID, așa că sperăm că ne vom mai auzi. Cu siguranță. Da. Mulțumim tare mult. O zi minunată!